islamiști radicali au incendiat casa familiei lui Esther. Khadija este o musulmană care a trecut printr-o experiență similară, de data aceasta din cauza unor creștini. Experiența lor asemănătoare le-a apropiat și au decis să lupte pentru pacea țării. Esther Ibanga este pastor la o biserică din Nigeria. Își aduce aminte de anul 2010, când un grup de militanți islamiști au incendiat casa mamei ei. M-a durut foarte tare, deoarece amintirile copilăriei mele au ars în acel incendiu. În același an, la mai puțin de 6 kilometri, în Dogona Hawa, mai bine de 500 de femei și copii au fost măcelăriți de militanți islamiști. Lidere creștine din oraș au început să vină la mine și m-au întrebat: Pastor Esther, ce este de făcut? Situația este insuportabilă. Esther spune că și-a șters lacrimile și a organizat un protest. Mii de femei au mărșăluit și au cerut guvernului să pună capăt corupției și violenței. La scurt timp după aceea, femeile dintr-un sat musulman din apropiere au organizat propriul marș în memoria femeilor și a copiilor uciși într-un atac executat de militanți creștini. Am decis să vorbesc femeilor musulmane. Astfel le-am spus: eu nu sunt dușmanul vostru, iar voi nu sunteți dușmanii mei. Ea a apelat la Khadija Hawaja, un lider al comunității musulmane, să o ajute cu o soluție, însă Esther nu a reușit să predea domnului supărarea și amărăciunea ei. I-am spus domnului că nu o fac. Nu voi ierta. A fost o experiență prea dureroasă. Nu am vrut să am nicio legătură cu vreun musulman. Apoi a auzit povestea lui Khadija. Casa ei a fost incendiată de tineri creștini. Când i-am auzit mărturia, am știut că ea înțelege ce am simțit eu, iar eu am știut ce a simțit ea. Am înțeles că trebuie să ne unim forțele și să-i ajutăm pe acești copii. Asta m-a vindecat și am reușit să iert cu adevărat. Ele au fondat Women Without Walls Initiative pentru a ajuta musulmanii și creștinii să își rezolve problemele și pentru a aduce pace în Nigeria. Ele sunt de părere că femeile sunt agenți naturali care aduc schimbări sociale și naționale, deoarece ele știu că vor putea schimba Nigeria doar dacă vor ajunge la copii. Școala pentru mame ajută femeile să fie asemenea unei plase de siguranță în prima linie pentru familie și comunitate. Le instruim timp de 10 săptămâni și le ajutăm cum să recunoască semnele radicalizării la copiii lor. Ele oferă burse tinerilor din medii de risc pentru a-i ajuta să termine școala, susțin copiii cu dizabilități și ajută comunitățile să dialogueze. Esther spune că mesajul lor de pace nu a fost mereu binevenit. Ele au spus: nu avem apă potabilă în această comunitate și tu ne vorbești de pace? Ce fel de pace? Le-am întrebat dacă vor sta de vorbă cu noi când vor avea apă potabilă și au spus da. Women Without Walls Initiative a convins o firmă de inginerie ca să foreze ceea ce ele numesc puțul păcii, o sursă de apă potabilă împărțită de creștini și de musulmani. Prin această inițiativă și prin altele, Esther vede multe vieți schimbate. Un băiat musulman mi-a spus: mamă. Un băiat musulman a ascultat înregistrarea mea și a citat din predica mea. El a spus că înțelege ce îi spune pastorul. El a vrut să-l vadă pe Iisus, să-l audă pe Iisus prin mine. Și astfel cred că Dumnezeu este slăvit. Esther a fost criticată de creștini deoarece a colaborat cu comunitatea musulmană, dar nu se dă bătută. Ea spune că miza este prea mare și unicul mod de a aduce pace este prin mesajul de speranță și dragostea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. El a murit pentru păcatele întregii lumi. Nu a murit doar pentru creștini. El a murit și pentru acei musulmani. El a murit pentru acei necredincioși. Dumnezeu este pregătit să transforme vieți dacă îl lăsăm să ne folosească drept vase. Alpha.